Salutare, salutare, Ștefan sunt! Gogo sunt! Și bine ați venit într-un nou episod, pe repede înainte, al Academiei de Vapat. În episodul de această seară vom discuta foarte repede înainte despre Joytech Teros. Dar o să vorbim rar. Nu, o să vorbim cum ne apucă. Băi, Teros e foarte mișto. E de la Joytech, nu mai face ăla că s-a auzit, am bubuit boxele și căștile la toată lumea. Teros este un sistem cu poduri mic din seria nouă de la Joytech. Se pare că ei nu mai știu să facă moduri mari, dar știu să facă chestii mici. Îmi place foarte mult, foarte mult. Deci e superb, superb. Hai să-l vedem mai îndeaproape. Hai. O cutie simplă și frumoasă. Avea un... încă un carton peste, dar s-a întâmplat la Academie chestii și l-a furat o fantomă a modurilor trecute. Hai să o desfacem și aici găsim niște chestii. Să punem asta deoparte că nu ne mai trebuie. Și avem așa. Aici erau două poduri de astea cu rezistență. Erau pentru că s-au dus, pentru că le-am vapat. Și... hai să vedem de aproape acest Teros. Ok. Micuț, subțirel, slim, port micro USB, niciun buton, un LED aici și în rest nimic. Foarte ușor, se simte foarte solid în mână, pentru că este metalic, desigur. Hai să vedem și cartușul. Ok, uite, foarte interesant pe aici. Unde putem să vedem conexiunea, plusul și minusul, adică, și încă o chestie, probabil pe acolo și acolo e senzorul, cred eu, senzorul care îl pornește, care nu e nimic altceva decât un microfon, că așa erau la modelele alea vechi, știi, era un microfon, când trăgeai, ăla se activa. Asta este podul. Micuț, capacitatea mică, 2 ml, scrie pe el Teros, nu se poate desface, nu se poate schimba rezistența foarte ușor, deși eu am impresia că dacă desfacem căpăcelul ăla de acolo, cumva, oricum se riscă să se distrugă de tot, iar încărcarea se face simplu pe aici. Ia să încercăm să desfacem asta. Să vedem, putem cu unghia? Și dacă nu putem să-l desfacem cu unghia, folosim o mică pensetă. Ok, se desface dopul. Ah, ok, atât. Se desface dopul și se toarnă înăuntru lichidul preferat. Ok, deci desfacem dopul. Putem să-l dăm într-o parte așa. Și pângă urica asta turnăm lichidul preferat. Ok, e deja aproape plin, dar mai umplem. Gaura aceea nu este foarte mare, așa cum puteți vedea. Așa că să aveți grijă să mai și aibă loc să iasă aerul de înăuntru. Pe undeva. Punem dopul înapoi. Da. Și asta merge aici. Face un click când intră și ce e important, merge și pe stâng, a nu, ok, deci doar așa, așa nu, deci are o singură poziție, dacă are o singură poziție, de ce are ăsta patru chestii de alea? Da, hai să vorbim pe larg mai mult despre el, să vedem ce spune și Ștefan. Eu plăcea, am uitat să vă arăt că aici are cablu. Da, nu știu dacă v-ați așteptat sau nu. Da? Ăsta e Terosul, hai înapoi pe mare. Și cum se pare modul? Bă, când scoate Joytech cu o chestie de asta, da, cum a fost IO, de exemplu, da, bă, nu poți să nu te întrebi cum dracu nimeni nu l-a făcut atât de bine până acum. Serios. Deci nu înțeleg, ăsta, butonul ăsta automat, senzorul ăsta automat, merge absolut impecabil. Merge perfect. Nu, chiar n-am ce să-i reproșez, lăsând gluma la o parte, este absolut arată superb. Bine. Îmi place și exteriorul și sunt tare curios de modelele alea colorate, cum sunt vopsite. Băi, de la IO Econ cu acei Joytech a scos niște chestii bune.
Aioleco, mie îmi place și încă îl folosesc, Aioleco. Foarte mișto. Foarte mișto. Ce... Ideea e că e un dispozitiv ce se adresează tuturor categoriilor. The Vapor poate fi folosit cu succes de oricine, chiar și de către începătorii care vor să se lase de fumat și au nevoie de o chestie care să nu fie foarte mare, foarte greu de folosit, foarte... Știi, e simplu, e ușor. E, n-ai că îi schimbi ăsta cu totul, îl încarci de câteva ori și după aceea ți-ai luat altul. E foarte mișto și îl recomandăm cu dragă inimă tuturor. Important este să-l folosiți cu un lichid puțin mai tare, am băgat un 18 acolo, se simte ca un 12, știi? Ele nu sunt făcute să ardă foarte tare ca să nu zgârie pe gât. Ideal ar fi fost cu nimic. Dar înseamnă că nu scoate, uite-te un pic. Nu, scoate foarte bine, scoate bine, scoate bine, da. Ideal ar fi fost să fie folosite cu sare de nicotină, dar n-avem în România iar belea mare. Aia. Și să folosiți un lichid cu ceva mai mult propilen glicol, adică ceva de la Liqua sau, mă rog, vă interesați voi despre propilen glicol pentru că avem destule clipuri. Până data viitoare, nu ezitați să folosiți cuponul nostru de reducere Academia Rules dacă vreți să cumpărați Teros de la Joytech, de pe unul din site-urile din România care se respectă și au băgat cuponul. Oferă un discount modic, dar binevenit, de 5%. De asemenea, pe internet găsiți și pagina noastră de Facebook, facebook.com/academiadevapat, Instagram-ul, tot la fel, imaginați-vă cam cum s-ar numi, și pe internet mai există pentru Android și iOS o aplicație numită Waffle, o clonă de Instagram pentru vapori, foarte interesantă, ce merită descărcată și păstrată în telefon pentru handcheck-uri, cerculețe, review-uri și cam tot ce poți dori de la o aplicație de vapori. Dacă vreți să stați aproape de băieții de la Academie, avem în descriere și grupul de Discord și grupul de Telegram, unde uneori mai scriem și noi pe acolo. Este distracție mare. Până data viitoare, eu am fost Fane. Eu am fost Gogo. Ăsta a fost Teros de la Joytech. Pe repede înainte. Toate cele bune! Pa!